Bine, v-am regăsit oameni buni la o nouă misiune perfectul simplu. În lipsa unui program național, unei susțineri financiare a statului pentru sănătatea danturii, și pentru că, din acest motiv, serviciile stomatologice sunt un lux, ținând cont de veniturile celor mai mulți dintre noi. Uh, singura soluție pare a fi uh, prevenția sau cea mai bună soluție pare a fi prevenția pentru că mai devreme sau mai târziu uh, vom ajunge uh, la medicul stomatolog uh, nu doar uh, ca să uh, pentru un control de rutină uh, ci și pentru a uh, bocarie sau eu știu ce alte uh, lucrări mai uh, complicate, deci uh, prevenția pare a fi singura soluție. La asta m-am și gândit când am adresat invitația doamnei doctor Andreea Dumitrescu și vă spun până seara și vă mulțumesc pentru că ați acceptat să veniți la TV după ceva timp, da? La emisiunea Perfectul Simplu să vorbiți despre sănătatea dinților și am zis eu așa că... Dinți sănătoși în corp. Dacă vrei să ai dinți corp sănătos, trebuie să ai dinți sănătoși. Cei mai mulți dintre noi ignorăm acest lucru. Să facem un control atunci când trebuie și ajungem doar atunci când ne doare, și atunci cu mare, mare frică de sunetul acela al frezei, și mai departe de durere. Dar, din câte știu, lucrurile s-au schimbat destul de mult în medicina dentară. Uh, și dumneavoastră o să ne spuneți în această seară nu numai la ce nivel uh, s-a ajuns, dar și să uh, vă adresez întrebările simple, poate întrebările unui copil, poate întrebările unui uh, părinte, uh, care într-adevăr conștientizează cât de importantă este sănătatea dinților. Încă o dată vă mulțumesc! Știu că sunteți uh, foarte presată de timp, sunteți uh, nu numai uh, deci, nu mai datorită profesiei uh, și pentru că sunteți uh, o mamă dedicată uh, și fetița dumneavoastră face niște cursuri undeva, nu? Da, 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 fetița mea face, bună seara în primul rând. Am întâi copiii mei sunt implicați în uh, activități extrașcolare și, într-adevăr, fetița mea face niște cursuri de canto în alt oraș și uh, face naveta săptămânal. Și totuși v-ați făcut timp să veniți în această seară cu mare... în direct la această uh, emisiune. Uh... Am răspuns invitației cu mare drag pentru că și eu sunt de acord că este nevoie de o educație sanitară pentru noi toți, nu numai, nu mă refer neapărat aici doar la tot ce înseamnă stomatologie și întotdeauna am fost adepta prevenției, am încercat să o fac și prin diferite programe pe care le-am inițiat singură și am cerut ajutorul oamenilor din jur. O să Probabil că o să o mai fac și cu alte ocazie. Aveți o implicare socială foarte importantă despre care vom vorbi. Da, în și seară. o fac, prevenția o fac într-adevăr și în cabinet cu fiecare dintre pacienții mei, de câte ori mi se oferă ocazia, de câte ori pot, pentru că e adevărat că nu, nu o poți face cu toți pacienții, unii înțeleg, unii nu, unii percep altfel, alții percep, o percep ca și o critică și atunci mă adaptez. dar... Mă străduiesc să o fac de câte ori este nevoie, pentru că și eu, ca și dumneavoastră, cred că este foarte importantă această prevenție, și rămân la părerea mea că doar prin a le explica pacienților vor ajunge să înțeleagă, de fapt, importanța dinților. Că, din păcate, chiar dacă suntem în anul 2020, sunt foarte mulți oameni, sunt foarte mulți colegi de-ai noștri de alte specialități. Sunt foarte mulți pacienți care nu înțeleg importanța dinților și ajung să o observe exact cum ați spus, doar în momentul în care apar dureri foarte mari și în care apar disfuncționalități de toate tipurile. Uh, dureri de foarte mari, cu rezonanță în multe organe ale corpului. Și uh, spuneam eu acolo pe Facebook că... Uh, din sănătoși înseamnă nu numai zâmbetul acela estetic, nu trebuie să mergem la stomatolog doar pentru că trebuie să avem. Este extrem de important atunci când zâmbești, și mă gândesc că la multe interviuri pentru angajare, în momentul în care deschizi gura, zâmbești sau pur și simplu vorbești și îți lipsește o măsea sau îți lipsește un dinte, cred că ai pierdut, pierzi foarte multe puncte și chiar riști să nu fii angajat și chiar vorbirea este afectată, adică și din acest punct de vedere trebuie să avem grijă, atât din punct de vedere estetic cât și din punct de vedere al sănătății. Doamna doctor Dumitrescu, când ar trebui să facem prima vizită la medicul stomatolog? În primul și în primul rând, prima vizită la medicul stomatolog trebuie făcută odată cu apariția primilor dinți, de fapt. Da? Pentru că atunci când apar primii dinți, atunci este nevoie să mergem la stomatolog. În afară de asta, din punctul meu de vedere, prima vizită la stomatolog trebuie făcută obligatoriu atunci când nu avem dureri din mai multe motive. Unul dintre motive ar fi acela că nu mergem cu teamă, pentru că nu ne efectuându-se nicio manoperă la prima, la prima vizită, scuze, spun ședință din obișnuință, la prima vizită la stomatolog, atunci nu avem de ce să ne temem și o să observăm că nu ni se întâmplă absolut nimic rău. Eu, după cum știți, tratez atât copii cât și adulți și credeți-mă că Comportamentul pacienților este același fie că sunt copii fie că sunt adulți. Dar este o mare diferență dacă noi mergem la prima vizită la stomatolog atunci când nu avem dureri, mergem doar să vedem despre ce este vorba, să ni se explice ce probleme avem dacă avem probleme, să ni se explice ce am putea să facem sau ce am putea îmbunătăți cu igiena noastră, cu obiceiurile noastre zilnice. A exact. O să vorbim și despre Și despre voastra. asta cu alimentația, care este foarte importantă, vom vedea mai târziu, că vom discuta. Una este când mergem fără teamă și stăm la o discuție amicală, în care ni se spun diverse probleme, alta este când mergem la stomatolog, asta ca să, vad, să vedeți diferența. Cu falca oflată. Exact, pentru că eu lucrez și în cabinetul de urgențe al Spitalului Județean și văd foarte multe urgențe. Uh, și pacientul vine după 3 nopți nedormite, 4 o săptămână, da? în dopați de medicamente luate după ureche, pentru că, din păcate, încă se mai întâmplă lucrul acesta în România. După ce și-au mai pus, eventual, uh, alcool în orice am formă, sira și o... alte usturoi, propolis, mai nou, sau propolis, usturoi, Da, 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 da sunt, astea sunt uh, frecvente. Uh, cum tot te la poți? Ajunge. Tot la stomatolog ajunge. Iar aceasta se întâmplă ca de multe ori, pentru că apare această durere insuportabilă pe care pacientul nu mai poate controla acasă, vine la prima vizită. Mi s-a întâmplat și acest lucru. Am întâlnit extraordinar de multe cazuri în care prima vizită apare uh, din cauza acestei dureri. Cum te poți înțelege cu pacientul respectiv? Sau câtă răbdare ai avea tu ca și medic să încerci să-l tratezi, să-i explici, să pentru că pacientul nu este de el în starea în care să fie calm, să aibă răbdare, Bine obosit, surmenat, stresat, eventual, v-am zis și slăbit din cauza medicamentelor pe care le a luat nu știu câte zile, e o diferență Physical foarte și mare. Afectat. Este afectat complet, da? Tocmai de asta insist ca uh, cei mici să fie aduși în cabinet fără să aibă nicio problemă. Chit că vin, nu trebuie părinții să facă un efort suplimentar, să-i aducă, să-și piardă timpul. Toți suferim acum de o mare... Um, timpul este un marele nostru dușman. Îl, îi pot aduce pe copilași împreună cu dumnealor când au o vizită, da? sau au o programare la stomatolog, să ia doar în vizită. În mergem, nu ni se întâmplă nimic. Um, da, de exemplu, și nu numai eu, și foarte, foarte mulți colegi de-ai mei, au acum amenajate, de exemplu eu am amenajat un loc cu o măsuță, cu două scăunele, vin copiii, desenează, se joacă, vin întreabă pentru că sunt foarte curioși copiii, oricum sunt foarte inteligenți acum. ce e asta? ce e cealaltă? Văd că nu li se întâmplă nimic și altfel discuți cu un astfel de copil la prima vizită, atunci când chiar are nevoie de un tratament, de fapt la primul tratament discuția altfel. Alt, alt decât fel. cu un copil care este adus la o vârstă de exemplu 5 ani, să spunem o vârstă medie, asta mi-a venit acum în minte un copil la 5 ani care este afectat de câteva zile de durere, care este nedormit e, nu poți să discuți cu un adult, dar mă rog automat că ne adaptăm și ne ocupăm și de copilașul respectiv, dar este altceva, el oricum rămâne cu un sentiment ciudat după această vizită Uh, și uh, nu trebuie să. Fără a generaliza, îmi vine în minte cazul copilașului de la Pitești uh, uh, și nu, uh, nu trebuie să se ajungă acolo astfel încât să fie nevoie de o anestezie totală. Da vă rog frumos. Da, eu văd am... că am deschis un subiect da. foarte eu sensibil, am o... dar care trebuie discutat. Într-adevăr, în cariera mea de 15 ani am trimis, cred că vreo 4 sau 5 copii la anestezie până acum, doar atât. De multe ori este vorba despre copii care au și alte boli asociate și cu care, într-adevăr, oricât ai fi tu de răbdător sau de specialist sau de... Nu te poți descurca cu copilașul respectiv și atunci el trebuie trimis la anestezie. Și înțeleg că intervenția nu, nu poate fi efectuată într-un cabinet și nici nu poate fi amânată. Și nu poate sau fi amânată pentru că... Anulată, să zic. Da. Și atunci copilul este trimis, însă, este trimis într-un spital cu serviciu de anestezie și cu uh, secție de terapie intensivă. Deci întotdeauna ați Acest... trimis da, către, da, da, un, către spital. un spital. Da. Într-adevăr există și situații în care li se face o anestezie de scurtă durată uh, pentru că am avut o singură situație și chiar este uh, situația unor prieteni de familie în care nu am reușit sub nicio formă să mă înțeleg cu băiețelul, care de altfel este pacientul meu de ani de zile, însă a avut nevoie de niște extracții în scop ortodontic, adică urma să-i se pună un aparat dentar și trebuia să facă niște extracții înainte, Um, nu am reușit, am încercat mai multe ședințe și părinții au acceptat ideea, însă copilul respectiv făcuse alte anestezii pentru alte intervenții chirurgicale și atunci au mers să facă anestezia pentru că știau că nu copilul, copilului nu i se poate întâmpla nimic. Este un risc Fiind pe sucut, care și la sumă da, și părinții. părinții, da, Anse și eu, dar fără, fără nu, nu fără să fie informații nu de medic, Sunt da? informați fără discuție, da. Însă rămân la părerea că dacă cel mic vine din timp la medicul stomatolog, este, îi se explică de fiecare dată, vine înainte să aibă dureri, se poate trata un copil și fără această anestezie generală, însă acum nu condam părinții și eu sunt părinte și eu am, și copiii mei au avut nevoie de anestezii generale pentru diverse intervenții chirurgicale până la vârsta aceasta. Însă, eu cred că se poate evita, altfel nu am tratat niciodată copii, da? ceea ce i s-a, manopera care i s-a efectuat copilașului de la Pitești, din câte am citit și eu în presă, uh -huh. a fost nevoie de o obturație de canal la un dinte temporar, eu o fac frecvent în cabinet zilnic aproape, nu frecvent, o fac zilnic, cred. Uh, pentru că sunt foarte mulți copii care au nevoie de această manoperă, chiar pe și... un dinte de lapte? Da, da, că... dar da, da, chiar uh, vreau să uh, subliniem uh, uh, acest aspect pentru că uh, de obicei uh, de obicei cred că întotdeauna se spune: "A, ah, sunt dinți de lapte" Cad cresc dinții permanenți, nu e nevoie, lasă-i să se strice, lasă-i da. nu. Este, într Ce trebuie să facem cu dinții de lapte? Este într-adevăr un subiect controversat. Este un subiect în care întotdeauna au existat discuții între medicii stomatologi și colegii noștri pediatri sau medicii de familie care văd copii frecvent. Dinții de lapte se tratează. Principalul motiv, Precita. în afară de durere, da, să zic, cu toate că în mod normal în cărțile de specialitate, durerea este prima urgență. Necesitatea trata, tratării acestor dinți este uh, durata lor uh, pe arcadă. Ei trebuie să rămână în gura copilului până la vârsta de 12 ani. De fapt, viața lor, lungimea. Uh -huh. Unii dintre ei, adică primii dințișori de lapte, cad în jurul vârstei de 5-7 ani, dinții frontali, că toată lumea știe, da, că Ințibili, dinții, da? micuții rămân fără dințișorii din față și par așa ca niște iepurași. Și uneori și singuri. Singuri, exact, da. Iar molarii, molarii de lapte trebuie să fie menținuți pe arcadă până la vârsta de 12 ani. Și acum eu vin la. Și părinților, și chiar dacă, mă rog, nu am o exprimare, eu îi întreb direct. Cum vă explicați, dumneavoastră, sau cum credeți că ar putea acești dinți să rămână pe arcadă până la vârsta de 12 ani dacă sunt netratați? E o întrebare extrem de simplă. Aceeași întrebare le-aș pune și colegilor, și pediatrii, și uh, medicilor de familie. Acești dinți se tratează. Chiar dacă. Și Dacă nu se tratează, ce se întâmplă? Dacă nu se tratează înainte, trebu în, într-adevăr, trebuie extrași. Pentru că sunt situații, din păcate, și multe, în care părinții ajung foarte târziu cu copiii la stomatolog. E foarte adevărat că nu este ușor să lucrezi cu cei mici, însă și ei trebuie tratați. Și pe ei trebuie să-i trateze cineva. Um, e și, adevărat de fapt, copilul de, de astăzi, care se obișnuiește cu medicul stomatolog, este adultul de mâine, pentru că și. Și adulții se duc uh, cu frică la da, medicul fără stomatolog. Da, fără discuție, sigur că da. Adică sunt unii care de-a dreptul fug de pe scaun. Uh, Și eu, de exemplu, trece... recunosc că sunt un pacient căruia îi este frică. Și cum vă tratați frica asta? <laughs> greu. De multe ori îmi lucrez singură cât pot, iar dacă nu mă apeles la colegi, însă mi este foarte greu. Mi este teamă. Recunosc și nu. Le spun pacienților și lucrul acesta. Vă înțeleg că vă este teamă, și mie, când stau pe scaun, îmi este teamă. Sunt și eu un om, chiar dacă ă, asta fac, aceasta este meseria mea, să tratez oamenii și să-i ajut, mie mi este teamă ca și pacient. Eu, când sunt pacient, am temeri. Știți cum procedez eu? Eu sunt un simplu pacient. Mă duc la medicul în care am încredere. Deci, or, fie că este stomatolog, orice alt medic, dacă te duci la un medic, în care ai încredere, care știe să-ți vorbească, să aibă un pic de răbdare, uh, parcă trece durerea pe jumătate. Nu Așa cred, este. Nu asta ar fi... Nu, cred că majoritatea, nu că 90% dintre noi, cred că mergem la medicii la... în care avem încredere, pentru că și eu, la rândul meu, sunt și eu pacient în diverite situații. Însă este, uh, probabil că sunt și traume, și eu am trecut prin foarte multe și intervenții chirurgicale, și cu destul de multe complicații și probabil că intervine da, teama. E ceva mai presus de asta de, Exact, de noi. Da. Cu toate că la automat alegem un medic în care avem încredere. Altfel, cred că nici n-aș putea să intru sau numai eu, orice pacient n-ar intra pe ușă dacă n-ar avea încredere în medicul respectiv. Deci, dinții de lapte, dinții de lapte trebuie, trebuie tratați cu cea mai mare seriozitate. Exact. Da? De cele mai multe ori, ei trebuie tratați în la fel ca orice dinte, și uh, la copil, și la adult, un dinte trebuie tratat într-o fază incipientă. Acesta este un alt subiect uh, pe tema căruia discut cu toți pacienții mei și îl spun în orice situație și le-am explicat-o tuturor. Am postat și pe rețelele de socializare, tot felul de filmulețe, de fotografii. Cu cât este tratat mai devreme, dintele avem numai avantaje. Nu apare durerea nici acasă, nici în efectuarea manoperei în cabinetul stomatologic. Dacă este într-un stadiu incipient dintele respectiv și îl putem trata, nici nu este nevoie de anestezie. Sunt foarte mulți pacienți cărora le este frică de seringă și de ac. Automat, dacă vin cu o carie într-un stadiu incipient, se tratează fără probleme, fără anestezie. Am scăpat de un alt motiv de frică. Financiar, discutați mai devreme, aminteați despre. Uh, ce înseamnă costurile, automat că un dinte, o să încerc să explic, da, un dinte care are o carie simplă, nu are nevoie decât de o simplă obturație, obturație adică plombă, cum toată lumea știe uh, termenul, automat că dacă eu stau mai mult, caria se complică, ajunge la nerv, da, trebuie obturație de canal, este o altă manoperă cu un alt cost. Nu pentru că vrea medicul stomatolog, pentru că există, necesită alt timp, alte manopere, alte materiale, alte substanțe, alte costuri. Este adevărat că un dinte nu mai este la fel odată ce a avut nervuscos, plus că de-a lungul timpului. Este timpul un dinte mort, dintele cu Este nervi un dinte mort. Care schimbă da. culoarea, care își schimbă culoarea, se slăbește. Exact, care în timp necesită alte intervenții pentru a-l aduce din nou la culoarea inițială pentru că se poate întâmpla mai nou, apropo de că spuneați de evoluție și așa, se poate întâmpla și acest lucru. Există substanțe de albit, da? O să exist... discutăm despre substanțele da. celebrele substanțe de albit, de albit și o să discutăm și despre dintea de cal. Eu așa le spun. Da, Dinț de cal. Este... Nu, asta unii. era o, uh, da. o discuție: apropo de colorația dinților care da. au sunt morți, da? Există o substanță specială care se folosește, se numește material de albire endodontic, se pune în dintele care este deja tratat și își, mai, își revine la culoare. Uh, dar la fel dacă, este venit, dacă pacientul vine la timp în cabinet. Deci, altă manoperă, alt cost. După aceea, după un timp, poate dintele respectiv se îmbolnăvește din nou. Intervine extracție. Alt cost. După aceea, trebuie să faci ori o punte, ori un implant. Alt cost. Clar că nu avem... Și care nu sunt. Decât... Apropo de punte și implant, da. niciodată nu este nimic perfect. Exact. Apropo de discutam ce înseamnă și aceste costuri. Una e când vin la cât mai devreme, pentru că din păcate încă sunt pacienți care, păi de ce să vin, dacă nu mă doare nimic? Păi pentru că prevenim și pentru că de, de ce mergem mai devreme? Repet, și costurile sunt mai mici, riscurile sunt mai mici, nu, de câte nu ori apar ar, complicații. De câte ori ar trebui să mergem la medicul stomatolog dacă nu ne doare nimic? În mod normal ar trebui să mergem o dată la șase luni. Eu le spun pacienților, și mă, măcar și o dată pe an, dacă ar veni, ar fi perfect. Și să știți că sunt foarte uh, surprins, plăcută, surprins, uh, surprinsă, plăcut că uh, am pacienți care sună vreau să vin doar la un control. Deci au început din ce în ce mai mult să, să da, facă ceea să, ce trebuie. Exact. Și uh, iarăși, un, un alt lucru foarte bun care se întâmplă în ultima vreme, am părinți care vin cu foarte mulți copii vreau doar să vedeți dacă are vreo problemă. Și atunci este altceva. Adică altfel abordăm lucrurile, imediat observăm noi ca și medici, dacă apare o mică colorație, îi avertizăm pacienții, da? chit că sunt mici sau mari, e același lucru, că acolo în viitor va apărea o carie și îi rugăm să vină mai des, da, Să verificăm situația respectivă, situația dintelui respectiv, observăm vreo altă eventuală inflamație. Adică ne putem da seama, putem și anticipa dacă problemele pot apărea mai devreme sau putem lăsa controlele la un an. Care sunt cei mai mari dușmani ai dinților? Uh. Uh. Da. Că citim tot felul de informații, de aceea chem în această emisiune specialiști. Pentru că putem să căutăm pe internet, toți căutăm tot felul de informații pe internet și găsim uh, informații gen uh, de la babe sau eu știu. Da. Și uh, noi oameni în general tindem să credem uh, multe lucruri care nu ne fac bine. Uh, de aceea chem în această emisiune oameni pregătiți care știu să spună, ne, ne învață ceea ce, ce trebuie. Uh, și citim despre tot. Ba că e bine să mănânci un măr seara înainte să te culci. Citesc în altă parte că, de fapt, mărul are un acid uh, care face rău uh, dinților pe timp de noapte. Că pot să beau apă cu lămâie sau nu trebuie să beau apă cu lămâie. De aceea vă las pe dumneavoastră să ne spuneți ce trebuie să facem de când ne trezim și până seara când ne culcăm și peste noapte se întâmplă tot felul de minuni cu da. organismul nostru și mai ales în, în exact. gura noastră. Da. Da. Uh, întrebarea este foarte bună. O să pornesc de la ce ați spus apropo de toți suntem informați acum, toți avem tendința de a căuta. Uh, și aici există avantaje și dezavantaje. Avantajele sunt că ne ajută totuși să fim un pic mai informați decât uh, eram înainte sau poate decât dacă nu am citit. Însă de multe ori ne și împiedică, pentru că avem tendința de a citi mă doare capul, există N diagnostice, da? care includ ca și simptom durerea de cap, și nu știm să ne dăm seama dacă ne include și afecțiunea, include și afecțiunea noastră sau nu. Așa este și cu toate informațiile și într-adevăr cel mai important este să vii să întrebi. Eu spun tot timpul, veniți și mă întrebați. Am citit nu știu ce, am citit că dacă fac aia se întâmplă cu tare lucru. Am citit că dacă, dacă. Veniți și întrebați-mă pentru că eu pot să răspund adaptat la situația fiecăruia. Nu uh, un lucru nu este la fel pentru toți. De multe ori le spun, mă întreabă ce se iau de durere. Uh, Scuzați-mă, o să vă spun uh, circulă da. un banc Așa? se întâlnește o doamnă cu un uh, medic uh, cu un profesor și spune, domnule doctor, zice, nu știu de ce ne mai, mai avem nevoie de medici când sunt acum atâtea cărți, atâtea informații pe internet și respectivul se uită la doamna și spune, doamnă, să nu muriți dintr-o greșeală de tipar sau dintr-o eroare uh, publicată pe internet. Da, mă gândeam și eu la. Ogie, da, circulă da, da, da. un alt um, tot așa, circulă Deci trebuie coroborate în... toate Sigur că simptomele da, da. Și nu trebuie să uităm că nu toți avem aceeași afecțiune, nu toți reacționăm la fel, nu toți nu ne comparăm cu vecina care și-a pus nu știu ce lucrare pentru că și nu îi se potrivește. Sau cam asta se întâmplă, de exemplu, la pacienții în vârstă în ceea ce privește protezele dentare. Nu mi pun proteză că știu de la vecina că nu poate să o suporte. Despre ce vorbim? Nu avem treabă în primul rând cu vecina, în al doilea rând nu știm ce tip de proteză are. În al treilea rând, nu știm cum reacționăm noi la. și așa mai departe. Putem continua cu exemplele, da? important este să fim foarte atenți cum reacționăm noi și să întrebăm. Este cel mai important să întrebăm direct. În ceea ce privește dușmanii. În primul și în primul rând, marele dușman este lipsa igienei indiferent dacă am mâncat numai, nu știu, să zic că nu ar avea importanță, pentru că sunt două mari categorii de, sau doi principali dușmani. I lipsa igienei și alimentația. Mânc automat tot ceea ce mâncăm trece, afectează, prin, da. trece prin, da, și afectează dinții. Lipsa igienei, pentru că trebuie să înțelegem că oricum în cavitatea bucală există în jur de 700 de tipuri de bacterii, știu că poate părea o cifră așa, dar chiar asta este, de mai multe tipuri. Unele dintre ele își fac, da, sunt bune, sunt ca bune, altele sunt rele și așa mai departe. Dacă noi nu avem o igienă corespunzătoare, ele își fac acolo treaba și își fac de cap în sensul negativ și automat că apar efectele negative. Igienă înseamnă doar spălatul pe dinți cu periuță, uh, cu... Mm. și să vorbim da și despre nu. periuțe, ce fel de periuțe? Da, o să mă... vor electrice, după aceea clasice, electrice da. sau clasice, or, or, da. da. Apoi acum începem cu categoria alimentelor. Deci lipsa igienei este un sector da. aparte și într adevăr, din punctul meu de vedere este clar cel mai și s-au făcut studii. Este cel mai mare dușman al tot ce înseamnă dinți și afecțiuni ale cavității. Dulciurile. Toată lumea știe, da? Am auzit expresia, bune sunt. da, și Ciocolata, Copilul meu nu mănâncă dulciuri, miere. de ce are alte, de ce are cari? Are, are, are cari din alte motive, nu neapărat dulciurile. Ce se întâmplă, de fapt, cu dulciurile? Ele, practic, zaharurile rămân în cavitatea bucală, se transformă în acizi, apropo de ce se întâmplă peste noapte, da, și uh, favorizează clar apariția bacteriilor, plus că rămân lipite de cele mai multe ori pe dinți. Ați observat um, și în uh, orice imagine a dintelui, el are un relief, uh, se num da? se, exact așa se și numește, relief ocluzal, în care există niște șanțuri, închipuiți-vă, mă rog, la nivel macro, uh, vă idealuri, ceva de genul, da? Gândiți-vă că în acele uh, cavități. cavități, da?, rămân tot ce înseamnă resturi la nivel micro, nici nu se văd de multe ori că noi avem resturi în șanțuri și fosete. În fosete de cele mai multe ori rămân cele mai multe resturi alimentare. Să-mi spun, să spuneți da. ce înseamnă fosetele A, astea. -ă, cavitățile. Deci, Mi Microcavitățile. Da. Exact, da. da. În zonele în care practic zonele cele mai adânci ale unui, ale unui măseluțe că aici discutăm da. de tot ce înseamnă dinți laterali Uh, și uh, aici rămân și bacteriile și își fac, fac treaba da? și așa uh, favorizează apariția uh, carilor, dulciurile. Acum, tot în categoria dulciurilor intră și uh, tot ce înseamnă caramele, bomboane. Pe care, câteodată pentru că ne grăbim sau nu mai avem răbdare, să le lăsăm să se topească, îl începem și le zdrobim spargem cu dinții. Cu din. Le spargem cu dinții și atunci ce se va întâmpla? Și ne lăudăm ce din stare avem. Exact. Vor apă apărea microfisuri care nu sunt vizibile cu ochiul liber, da? pe care noi le vedem în smalți de cele mai multe ori cu ajutorul lămpii, pentru că există o culoare specială, da? o lumină specială pentru a le vedea. Toate aceste microfisuri, în timp, duc la. Nu se poate. M-am trezit cu dintele rupt, așa, dintr-o dată. N-avea carie, n-avea nimic. Sau cu smalțul spart. Asta și se atunci întâmplă. Dacă și merg la un... medic, fără să mă doară, pentru că nu dor. Da. La început nu, nu dor. Ei, nu, așa? nu, nu, nu. Devine... Medicul vede că exact, există da, niște da. fisuri. Asta se provocate. întâmplă, de... exemplu, la toți cei pe care îi vedeți cu dinții, cu incisivii frontali superiori de cele mai multe și inferiori, cu dinții sparți, da? cu smalțul spart, cu dinții nu sunt la același nivel, se întâmplă asta frecvent la mâncătorii de semințe, da? care spar semințele în dinți, apar microfisurile acestea și smalțul se sparge de în Deși semințele nu sunt, nu să sunt să foarte zic, a dure, nu sunt, da, dar, da, dar apar, dar, apar în uh, timp și de, la, de timp. la coaja de semințe, apar aceste microfisuri. Asta se întâmplă cu dulciurile. Apoi intervin, de exemplu, covrigii. Na? Sunt, ei sunt carbohidrați care ulterior se transformă în zaharuri. Și ajungem la același proces de a favoriza uh, rămânerea bacteriilor foarte aproape de dinți și automat producerea carilor. Și acum mai există un alt tip de efect uh, advers al alimentației, și anume eroziunea smalțului. Uh, și aici uh, intră tot ce înseamnă acid, uh, sucurile acidulate, și discutăm aici despre vin și vinul alb și vinul roșu, pentru că el fermentează și se transformă în acid și Orice băutură poate afecta. Sau doar vinul? Nu. În principiu vinul, pentru că el este, fermentează, sau mă rog, mai exista și alte tipuri de băuturi. Acum doar asta, că nu discutăm despre tot ce înseamnă tărie sau... Da. da? Uh, ci, și, și pe deasupra alt... vinul roșu și colorează. Da. Dinții, nu? Există, o, mă rog, se spune la noi așa sau nu știu, e, există o comparație între tot ce pătează o față de masă, pătează și dinții. Uh -huh. Ați observat, de exemplu. Mă rog, încerc să nu vorbesc foarte. Am încercat să vorbesc pe înțelesul telespectatorilor. De exemplu, ați observat că dacă ne cade o linguriță de dulceață de afine, mi-a venit acum în minte, sau de mure, pătează. Ori în o, pui, că o pui pe piele, copui pe masă, că ea pătează. Culoarea este foarte frumoasă, dar da, nu pe fața de masă și nici pe dinți. Și nici pe dinți, exact pătează și dinții. La fel și vinul roșu, dacă îl turnăm, da? Îți vă uh -huh. observa că el rămâne o același lucru se întâmplă și cu smalțul. Uh, tutunul, mai avem da, și mai? tutunul, da, tutunul, da, tutunul. Uh, tutunul afectează foarte mult Ar fi pe tot primul înseamnă... loc tutunul, nu, dacă ar fi să nu. faceți o ierarhie? Nu, uh, nu la ce am nu discutat putem mai face? devreme despre eroziunea smalțului. pentru că da. tutunul de cele mai multe ori afectează tot ce înseamnă parodonțiu și gingival mai mult afectează. Și iarăși mai avem niște dușmani, uh, și aici contează foarte mult, aș chiar aș vrea să subliniez un pic. Uh, există mai multe tipuri de medicamente uh, pe care le iau pacienții cronici, uh, gen medicamentele pentru diabet. Uh, pot include aici, nu sunt pentru pacienții cronici, bine, aici sunt foarte multe categorii, sunt pentru pacienții care uh, fac chimioterapie, există niște efecte adverse există, pentru bolile oncologice da, da? Da, există această, aceste medicamente scad cantitatea de salivă și de aici rezultă foarte multe probleme și atunci există acum mai nou pe piață niște paste speciale care le sunt recomandate pacienților acasă pe care le pot folosi și care ajută mult la creșterea cantității de salivă aici intră și pastilele de slăbit. E foarte bine. Da. Pentru nu Pentru că put... de obicei nu se. Nu se, Nu se gânde. Nu se spune despre efectele. Nu se. Uh, dă importanță efectelor uh, adverse uh, apar acolo în instrucțiuni sau le spune medicul uh, foarte rare rare chiar și cele de foarte rare trebuie uh, băgate, uh, băgate în seamă în se și da, trebuie... de multe ori nici măcar nu sunt trecute vă spun asta ah. chiar m-am uitat și nu sunt trecute uh, pe dacă și... citim da, din probabil că orice, orice, pa dar orice pacient Se gândește acasă ce ar putea, ce treabă ar avea Medicamentele mele cu dinții Adică da. e normal să-și pună întrebarea asta Orice om s-ar gândi la asta Și iată că există Apropo există, de medicamentele da, de slăbit da, Vă rog să spuneți Da, același efect au Scăderea fluxului de salivă Și automat bură, apare Bura uscată. uscată și apare Câte boala inflamatorie de este cantitatea de salivă Da, din, da este destul foarte importantă da. Și automat apare boala inflamatorie, și apare acea gingivită prima dată, și apoi o să discutăm și despre asta. Și mai este iarăși o categorie de pacienți, apropo de dușman dar aici nu sunt, este, sunt dușman cu mare ghilimele. Această categorie specială de pacienți sunt femeile însărcinate, care iarăși sunt un subiect foarte controversat ele nu vin la medicul stomatolog pentru că știu că nu au voie pe timpul sarcinii să se prezinte la stomatolog. Ba da, este chiar foarte indicat ca femeia însărcinată să vină la controle periodice. Femeile însărcinate au o singură contraindicație, de fapt două mari contraindicații. Nu au voie să facă radiografie dentară și nu au voie, nu, exist, nu este voie să li se facă tot ce înseamnă anestezie. Însă, Există metode de a trata unele dintre afecțiuni sau de a efectua unele dintre manopere și fără anestezie. Dar tocmai pentru că nu se poate face asta, se poate face în unele situații extreme, se face însă doar în trimestrul 2 de sarcină se poate face anestezie cu acordul medicului specialist, ginecolog, mă rog, există un protocol destul de. Bine pus la punct pentru situațiile acestea extreme. Însă, tocmai de asta recunosc, recomand viitoarelor mămici să vină la medicul stomatolog înainte de a fi nevoie de astfel de intervenții. V-am explicat, pentru multe mai mult ca niciodată se programează da. o sarcină. Exact, da, și, și atunci nu numai, poate tăia lucrurile de... pregătite. Trebuie să mergi la medicul stomatolog tocmai pentru a putea. Să-ți rezolvi toate problemele pe care le ai, fără să ajungă să se complice și să fie nevoie de medicamente, să fie nevoie de alte intervenții care pot pune în pericol bebelușul. Și ele, se, pacientele însărcinate, viitoarele mămici, se confruntă cu o foarte mare problemă și de multe ori ele vin foarte speriate, mi s-a întâmplat ceva, gingivita de sarcină. Discutam apropo despre igienă și despre tot ce înseamnă saliva. Apare această gingivită de sarcină, gingiile inflamate, devin inflamate și așa mai departe, și pot pe sângera. Hormonal și pot sângera, da. Este normal. Nu, este, nu se întâmplă nimic, este normal. Dar e chinuitor. La, cu este, siguranță. da? Am pățit-o și eu. <laughs> la prima sarcină, la a doua nu, însă la prima sarcină, în ultima lună, a fost cumplit. Deci știu ce înseamnă, pe pielea mea am trăit această experiență. Închipuiți-vă o mămică care are o dantură impecabilă, da? și-a făcut toate controlele, a mers la stomatolog, nu are niciun fel de probleme și face această gingivită. Pentru că, repet, este hormonal, nu pentru că ea nu și-a făcut controlele și nu are o igienă bună. Ce de poate suporta, trece peste această perioadă mult mai ușor decât o pacientă care, pe lângă această gingivită de sarcină, hormonale care, trece care este, timp. da, care trece în timp exact. Tre trece uh, trece, da, odată timp cu, nu, 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 nu mai lung sau mai scurt Nu, trece odată cu venirea pe lume a bebelușului, atunci genetează, deci da. De chinuie, da. De da. De cele mai multe ori apare în ultimele luni de sarcină, asta este da. un avantaj. Acea mămică mai are foarte mult tartru, nu are de detartrajul făcut la timp, nu are controalele făcute la timp. Mai are și alte dureri pentru că probabil are vreo carie netratată mai de mult tare. Închipuiți-vă ce chin și ce dureri suportă mamica respectivă pe care ar fi putut să le evite dacă venea la timp la stomatolog. Deci aș vrea, chiar dacă insist și poate mă repet... Trebuie să luăm publicitate, dar spuneți ultima idee, vă rog. le rog pe viitoarele mămici să meargă la medicul stomatolog, pentru a evita complicațiile. Îl luăm câteva minute de publicitate și revenim. Am revenit la emisiunea noastră. Subiectul din această seară este din sănătos corp sănătos și o avem în studio pe doamna doctor medic stomatolog Andreea Dumitrescu. Vorbeam despre de fapt Sănătatea dinților este o problemă sensibilă din toate punctele de vedere, dar trebuie să o tratăm cu cea mai mare seriozitate și uh, în această seară am învățat cu toții și eu și uh, telespectatorii. Aveți foarte mulți pacienți în seara asta, uh, pe care uh, pe mulți uh, nu-i dor dinții, dar pot veni sau pot merge la orice alt sto al stomatolog pe care și-l aleg doar pentru un uh, simplu control, așa cum spuneați uh, chiar uh, pe finalul primului emisiuni, că trebuie să facă și femeile însărcinate. Cât de important... Am început cu îngrijirea dinților. Pe primul loc, la dușmanii danturii, se află lipsa igienei. Lipsa igienei. Da. Uh, și pentru că nu mai este foarte mult timp până la sfârșitul emisiunii uh, și sunt foarte multe de discutat dar cu siguranță o să vă mai invit pentru că sunt multe lucruri pe care trebuie să le învățăm uh, Întrebarea este așa facem igiena igiena înseamnă doar periajul dinților de câte ori pe zi uh, periuță clasică sau periuță electrică? Ce fel de peri, perișor să aibă periuța? Existau într-un timp periuțe cu peri uh, naturali. Uh, se spunea că perii din plastic nu știu ce îți provoacă prin, uh, da. prin ură. Deci, periuță uh, clasică sau periuță electrică? De câte ori pe zi trebuie să ne spălăm pe dinți, La un moment dat spunea... Uh, o vedetă, între ghilimele, că zice, a, zice, eu chiar dacă nu mă spăl uh, seara, că poate n-am timp, n-am timp să, nici să mă demachez, dar mă spăl dimineața. Da. O să încerc așa, pentru că nu mai este foarte vă rog, mult timp, vă să rog. discut despre toate aceste aspecte. Igiena... Și tot la capitolul da. ăsta, ca să nu vă mai întrerup, scobitori sau ață dentară. Uh, igiena într-adevăr începe uh, cu periajul acasă, pentru că discutăm în primul rând despre periaj. Discutăm despre uh, igienă acasă, pe care nu o facem singuri și discutăm despre uh, momentul în care este nevoie pentru a completa această igienă să ajungem la cabinet. Uh, discutăm despre igiena acasă. În mod normal, trebuie să ne periem de trei ori pe zi uh, dinții. Clar, cum am discutat și mai devreme, și timpul este cel mai mare dușman al nostru, de multe ori nu reușim să facem asta. Rămân adică e bine mea, să ne luăm și o periuță la serviciu? A, cam așa ar trebui, însă în mod normal trebuie să periezi dinții după fiecare uh, masă. Pentru că, revenim la ce am discutat un pic mai devreme în prima parte a emisiunii, rămân acele resturi alimentare, lucru care se întâmplă și noaptea, se întâmplă și la copii mici, că vă spuneam că cam aceleași lucruri se întâmplă și la micuți și la adulți. Rămân acele resturi alimentare care fermentează, se transformă în acid și uite așa, ne mirăm de ce nu mai avem dinți sau de ce avem foarte multe carii sau de ce mi se întâmplă multe lucruri. Acum, eu am adaptat și nu numai eu, toți cred că ne adaptăm. Trebuie să, să adaptăm în funcție de timpul nostru și de viața fiecăruia. Nu pot să fac periaj de trei ori pe zi. Pot să fac periaj de două ori pe zi, pentru că clar dimineața plec de undeva, da? mă ridic din pat, ajung la baie, pot să mă spăl pe dinți. La fel și seara. Bănuiesc că majoritatea dintre noi mergem la baie și apoi mergem să dormim. Obligatoriu periaj. Mă grăbesc într-o dimineață, am uitat să mă îmbrac, nu m-am machiat, ajung, am întârziat la serviciu, uit să mă spăl pe dinți. Poate se mai întâmplă o dată la ceva vreme. Periajul de seara este obligatoriu, adică insist, insist cât pot de mult periajul de seara, pentru că ziua mai bem apă, avem, vorbim, producția de salivă este destul de mare. Mai avem, mai mâncăm un măr, mai dar mai avem niște ajutoare, ca să spun așa, în a îndepărta această placă bacteriană care de fapt ea este marele nostru dușman. Doamna doctor, ați am întâlnit nu persoane apetea? care nu, se spală, nu s au spălat niciodată da, pe dinți? Da, am avut săptămâna trecută la cabinet un pacient uh, care a venit la detartraj, l-a adus soția uh, mai obligat așa. <laughs> și uh, am avut, mă rog, probabil că l-am întrebat când și a făcut ultima dată detartraj și pacientul a spus niciodată. Uh, domnul avea o vârstă în jur de 45 de ani. Și mi-a spus: Nu m-am spălat niciodată pe dinți, Pentru că mi-a fost frică că smalțul meu se va subția. Că dinții mei se vor subția, așa se exprima domnul. Pe lângă acest periaj, care este foarte important acasă, există și varianta în cabinet a completării igienei fiecăruia dintre noi în momentul în care apare tartru. Care și el este un mare dușman, pentru că. El, clar. Depunerile este, acelea, sunt depuneri, da, produse tot de care ele de pot avea mai din, multe, da. exact, mai multe culori, da. Poate fi o depunere care să aibă o culoare spre maroniu sau poate fi o depunere alb cretoasă. Adică este și nefumătorii se spune de exact. obicei că fumătorii fac tartru, dar nu, și nefumătorii fac. și nefumătorii fac tartru din mai multe motive. Sunt unele situații în care componența salivei are foarte mult calciu și așa mai departe, sunt multe, uh -huh. este o discuție lungă pe tema aceasta, însă orice pacient poate face tartru, nu toți, nu e obligatoriu, unii fac, unii nu fac. Da? Acum, dacă nu facem de tartraju, ce se întâmplă? Acest tartru este un produs total plăcii bacteriene care se tot depune, se tot depune, și eu explic așa, să fie mai pe înțelesul tuturor, ce face acest tartru. Practic, el este ca o spină iritativă care stă tot timpul pe gingie, dar bate ceva tot timpul acolo. Gingia se inflamează, se retrage, așa apar retracțiile gingivale, din cauza Sângerările. Tartrui. Sângerările, pentru că automat apare inflamația. E o mizerie acolo, da? E ceva rău. Tot timpul apare și apare inflamația și de aici, mult, apare boala parodontală și în timp ajungem la pierderea dinților. Și acest tartru nu poate fi îndepărtat, îndepărtat acasă? Nu. Sub nicio deci formă doar am tot văzut și pe rețelele de socializare și la televizor, reclame, cum că știm noi o metodă de la mamaia, apropo de la bunica, da? care îndepărtează tartrul acasă. Nu. Tartrul nu poate fi îndepărtat decât în cabinet. Acum, o altă mare uh, problemă și pe, pe care o de sârmă. Acum exact. Să o altă uh, ce aud în cabinet, nu fac detartraj pentru că subțiază dinții. Încă eu vin, nu vin sau un pentru pacient că doare. Sau pentru că doare. Există această durere, însă, pentru că este vorba despre pragul de sensibilitate al fiecărui pacient, însă tot noi trebuie să înțelegem că acel aparat de detartraj are niște trepte, da? Eu pot da aparatul mai încet dacă pacientul are o sensibilitate ridicată, îl pot da mai tare dacă, da, deci mă pot adapta, pacientul trebuie să spună. Ce problemare și eu îl pot ajuta. Trebuie să înțeleagă că există o rezolvare și la această durere. Da? se poate face anestezie în cazurile în care pragul de sensibilitate al pacientului este foarte ridicat și el are dureri și nu suportă a fi atins. Um, și revenind. Înainte se făcea într adevăr acest detartraj probabil pacienții care au o vârstă, țin minte se făcea cu instrumente manuale. Aveam da. niște instrumente speciale care, cu care se făcea și nu era foarte plăcut, recunosc. O curățare mecanică? Da, mecanică. Cu acum, însă, dureri mari. În toate, da, în toate. Și, cu și un, chiar cu și traumatism. Da. 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 Există acum în toate cabinetele stomatologice acest aparat cu ultrasunete despre care vreau să spun doar atât. El se plimbă pe suprafața smalțului, adică merge pe dinte, acolo unde medicul îl ghidează acest aparat. El nu face altceva decât prin aceste ultrasunete să îndepărteze tot ce este surplus. Da? Deci tot ce este peste smalț este îndepărtat de acest aparat de detartraj. Fie că este o colorație, o simplă colorație, adică am, observ, observăm la. În diferiți pacienți, o, simpl o simplă dungă colorată, da? Fie că este un tartru foarte bine depus, o cantitate mare și așa mai departe. Deci să știți că mai pace? avem doar două minute și Am vreau să fel. vă întreb uh, dacă acest detartraj înseamnă și albirea dinților. În, pentru că de toți multe vrem ori, dinți da. cât mai albi. De multe ori Dar el, nu albul acela strălucitor nu. cum le spun eu. El ajută de... și la îndepărtarea, și la albirea, scuze, albirea dinților, pentru că după acest detartraj urmează un periaj, iar foarte mulți dintre pacienți au un film uh, pus peste dinte, peste smalțul dinților, provocați tot, provocați tot de această placă bacteriană, un film colorat, da? care practic sunt resturi alimentare puse în timp și care se îndepărtează la un simplu periaj. Uh, repet, sunt situații în care, da, putem după detartraj și după acest periaj să avem dinții mai albi, cel puțin cu o nuanță față de cât îi aveam înainte. Însă pentru colorații, mai uh, profunde și așa mai departe se poate face albire uh, Pastă de dinți cu spumantă sau uh, nespumantă, cu flor sau fără și știm care uh, este un da. specific pe Slatina apropo de flor Deci florul este uh, lipsa de flor este o mare dușman al dinților Însă, extrem de important este că la noi în Slatina efectul este invers. Noi în Slatina avem exces de flor și este și un dușman aer, al da? dinților pentru că este în aer. Florul oricum este și în apă și în alimente și oricum mai luăm și de acolo. La noi este și în aer în Slatina și nu. Trebuie flor sub nicio formă. Și atunci formă. este reversul. La, la da. noi este reversul. Excesul de flori provoacă acele pete albe la copii, pete galbene, toți părinții vin nebuniți. noi de ce n-am avut, ei de ce au și așa mai departe. Pentru că este efectul excesului de flori și vreau să subliniez. Și că atunci... Pastă, căutăm toate, pastă de dinți fără, fără flori, flor, nu prea se găsește. Nu prea se găsește, din păcate. Naturistă, naturistă eu am putem, căutat de-amă nebunică, da, am reușit să găsesc până la urmă. Da, varianta naturistă care nu are flori. Pentru că trebuie să înțelegem că în Slatina există exces de flori. Din să păcate, nu înțeleagă cineva acum că facem reclamă vreunui mm, produs, nu, dar nu, pentru asta că nu este avem realitatea a, și da, trebuie să da, da. o spune. Și trebuie să înțelegem că la noi în zonă, la noi este efectul invers și nu trebuie să dăm flori la copii. Pentru că mulți părinți citesc, revenim la ideea cu cititul, mulți părinți citesc, văd că aceste pete albe apar la copii din cauza lipsei de flori, și nu știu că la noi în Slatina este efectul invers. Și se duc și le mai dau și flor pastiluțe de flor. Concluzia este că cel mai flor. bine este să mergem la medicul stomatolog. Și să da? întrebăm. Și da. să întrebăm. Da. Uh, și ultima întrebare, pare o întrebare banală. Scobitor sau ață dentară? Ață dentară, pentru că. Cu siguranță ață dentară. Da, pentru că scobitorile folosite necorespunzător uh, lezează foarte mult gingia și produc, produc inflamația gingiei ață dentară fără discuție și asta vreau să spun că pe lângă periaj, tot acasă putem folosi tot ceea ce înseamnă metode auxiliare de periaj, în care intră ața dentară și pe care le-și recomand, ața dentară și dușul bucal, care este uh, o Cu ce se face dușul bucal? Cu apă simplă, fără apă de gură. Da, el și plătit foarte bine, foarte bine? N -n, da, el este, nu. El este ca o periuță electrică A. care are un rezervor de apă și, practic, este un jet puternic de apă care curăță tot ce înseamnă interdentar. Deci, la afară bine. de periuța cu pastă de dinți? Da, linți. dacă avem duș, folosim doar dușul, dacă avem ață, folosim ață, ca și metoda auxiliară de periaș pe care o recomand, fără discuție tuturor pacienților, în special celor purtători de tot ce înseamnă lucrări dentare, proteze, implanturi și așa mai departe. Și dușul acesta trebuie făcut da. zilnic? Da, este imediat după electrică periaj. electrică sau clasică? Ce vrea fiecare pacient nu da. mai să o folosească? Colegul meu spune trebuie să încheiem, nu am apucat să discutăm nici jumătate din ce ne propusesem, dar vă invit și altădată. Vă mulțumesc foarte mare mult drag. v-am ascultat cu mare drag în această seară. Vă mulțumesc și dumneavoastră, oameni buni. Această emisiune o puteți vedea în reluare, sâmbătă la ora 18. O să fie postată și pe YouTube. Pentru cei interesați există linkul pentru că ceea ce a spus doamna doctor în această seară ne ajută foarte mult pe noi toți. Rămâneți pe Old TV pentru că aveți ce vedea. Vă doresc o seară minunată și o săptămână perfectă. Tchau,